sunteți născut în București. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Bucureștiul? După atâția ani înseamnă... pot să includ Bucureștiul în familia mea. Aș spune... Bucureștiul depinde de unde îl privești, de aproape sau de departe, cred. Asta este o problemă. De aproape îl poți vedea și prin prisma copilăriei și adolescenței. Mai de departe îl vezi prin prisma, dacă nu înțelepciunii, a maturității. Este un oraș greu de înțeles, părerea mea. Cred că, de fapt, e un oraș înfrânt. Un oraș care n-a avut parte, în ciuda numelui lui, care face parte în familia de cuvinte a bucuriei, nu? Da. În ciuda numelui lui, nu a avut parte de multe victorii. Un oraș care a fost înfrânt cu niște ani în urmă, când a fost distrus, practic, hardcore-ul lui a fost grav afectat și nici până astăzi nu și-a revenit. Cum era orașul în vremea copilăriei dumneavoastră și cum vi se pare că arată astăzi? Aș începe să spun că părinții mei, nu știu dacă și ai dumneavoastră, spuneau, vai ce bine era în perioada lui Stalin, pentru că erau tineri. Deci în perioada aceea mă descopeream întreaga lume, descopeream și Bucureștiul. Port nostalgia tramvaiului 3, de exemplu, care mergea pe vremea mea pe actuala stradă Verona, lua curba la dreapta pe Bulevardul Maghieru, în dreptul cinematografului Patria, și avea niște vagoane de modă veche, din lemn, cu niște trepte fixe și cu uși glisante, la clasa a doua. Și pe măsură ce creșteam, abia așteptam să pot, la rând cu alți copii, să mă sui din mers și să fac o stație fără să plătesc bilet și să bat Bulevardul până spre Romană. Bucureștiul era un oraș mult mai liniștit, mult mai verde, cred. Eu nu m-am născut pe Bulevardul Dacia, dar am trăit, practic, jumătate din viața mea pe Bulevardul Dacia și țin minte că puteam la vremea aceea să jucăm fotbal pe bulevard. Atât de rar treceau mașinile. Mi-aduc aminte de primul autobuz cu burduf, la începutul anilor 60, cred, 62, 64, când și avea numărul de înmatriculare, nu numărul de înmatriculare, numărul, cum e acum, RATB, ITB, era 777. Era unul singur și bătea Bucureștiul, traversa de la Foișorul de Foc la Academia Militară, dacă nu mă înșel, mergând pe Știrbei Vodă. Pe vremea aceea Știrbei Vodă nu avea un singur sens. Era cu dublu sens, da. Cu dublu sens, pe lângă Piața Palatului, pe lângă Ateneu, pe lângă magazinul Eva, din Piața Lahovarii și lua curba pe Dacia, sau prin Piața Romană, nici nu mai rețin. Ei, acela era Bucureștiul pe vremea aceea. Mai am o întâmplare, o amintire în care eram la grădiniță și umblam la o grădiniță, nu știu de ce, cum în acel an, probabil că pe la 5-6 ani, chiar pe lângă Academia Militară, deși locuiam pe Dacia, și tatăl meu mi-a povestit mulți ani după aceea că nu mergeam cu autobuzul cum ar fi trebuit. Aflat de la un coleg care s-a întâlnit cu mine întâmplător, un coleg de-a lui care s-a întâlnit cu mine întâmplător prin centrul orașului, eu luam înghețată de banii ăia și veneam pe jos de acolo, deci îl traversam. Și e un oraș pe care îl iubesc, un oraș pe care nu am cum să nu-l iubesc, de care mă simt foarte atașat. Iubesc Bulevardul Lascăr Catargiu, Fostana Ipătescu, dar nu am cum să iubesc secția 1 de poliție, care strică întregul, nu e vorba de poliție, e vorba de clădire. De clădire, da. Care strică întregul, întreaga eleganță acestui bulevard. Nu doresc să devin nostalgic cu Bucureștiul. E un oraș viu. Este un oraș viu, e un oraș divers, un oraș care însă nu atrage suficient. Iar atunci când atrage, pe mine mă deranjează că atrage prin actualul palat al Parlamentului. E o clădire hidoasă, chiar dacă e mare.
E o clădire care ar fi trebuit convertită într-un anume fel și arhitectural, măcar la nivelul la care pe latura din spate este acum de câțiva ani buni Muzeul Național de Artă Contemporană. Sunt multe lucruri de făcut în București. Ne aflăm într-un loc special din București, singura stradă în trepte. Ce vă place cel mai mult la acest oraș? Îmi plac colțurile astea, așa, mai degrabă necunoscute ale orașului. Și care au un farmec aparte. Strada asta pe care ne aflăm, Xenofon, singura stradă în trepte din București, care, uite, a beneficiat și de intervenția unor artiști, binevenită de altfel, e un exemplu de reușită. Sunt niște clădiri minunate, are alura sus aici de cartier mediteranean, iar jos de cartier transilvanean, iar eu iubesc foarte mult Transilvania. Am trăit ani de zile în Târgu Mureș și în Târgu Mureș există o stradă în trepte, cred că Racoții spune. V-ați gândit vreodată să plecați din București? Nu, să-l părăsesc de tot, nu. Ar fi în sens să mă gândesc să părăsesc țara, probabil, de tot și chiar dacă și eu cu câțiva ani înainte de 89, pe mulți ne bătea gândul acesta, n-aș putea spune că el a revenit. Nu, aparțin Bucureștiului și Bucureștiul mi-a aparțin. Consider Bucureștiul ca fiind al meu. Mă deranjează foarte tare când îi văd pe conducătorii auto, pe șoferi, cum aruncă scrumul sau mucurile de țigări afară și din mașină, în intersecție sau... Și mă gândesc la ei acasă, în curte ar face așa ceva. Pentru mine Bucureștiul e curtea mea. Și Bucureștiul nu are cum să nu câștige pariul lui cu viitorul dacă nu considerăm noi toți acest lucru ca fiind al nostru. Profesia va purta prin foarte multe locuri, prin foarte multe orașe. Care este cel care v-a rămas la suflet? Din România sau din străinătate? Ei, iubesc Târgu Mureșul pentru că m-am lipit de el în tinerețea mea și nu pot să-l uit și fac drumuri dese la București și la Târgu Mureș și haideți să mai înaintăm pe stradă, să aibă bucuria și cei care privesc materialul să simtă perspectiva acestei ulițe. Îmi place Londra foarte mult și mai îmi plac insulele. O insulă din Caraibe, unde am fost, Australia, că și Australia e o insulă. Aș vrea să merg în Islanda, dar nu am reușit. Sunt un vânător de insule, ca să spun așa, ipotetic. Ce v-ar plăcea să se schimbe în București? Ei, cred că multe ar trebui să se schimbe. Cred că ar trebui să existe un concept, în primul rând, o strategie legată, reală, legată de București, ceea ce nu s-a simțit deloc în ultimii ani. Vorbesc de ultimii 25 de ani, chiar dacă au existat niște încercări mai consistente la un moment dat și chiar dacă acum orașul e ceva mai curat decât înainte și cât de cât mai îngrijit, aș dori să dispară ghetourile, blocurile, dacă mă întrebați. Cred că ăsta e primul deziderat. Aș dori ca oamenii să fie mai colorat îmbrăcați, pentru că orașul fără oameni nu este oraș. Aș dori ca în București cultura să aibă un loc și un rol mult mai important. Visam pe vremuri ca în fiecare stație de autobuz, de tramvai să fie un artist plătit de municipalitate. Fie un artist păpușar, fie un muzician, fie un coregraf, fie un dansator, nu? Un actor, un circar și nu numai. Un pictor, de ce nu, un caricaturist, și care să activeze, să facă, să-i forțeze pe ceilalți să fie vii, să nu mai aibă privirea aceasta puțin a bucureștenilor, principal, ascunsă undeva, dusă în spate cu gânduri multe, gânduri nu neapărat pozitive și toate aceste lucruri s-ar reflecta bine în oraș și, în final, în viața noastră, tuturor. Mi-ați povestit despre câteva locuri din București. Care este locul dumneavoastră care vă place cel mai mult? Acesta este un loc care îmi place. Aș fi dorit să locuiesc pe străduța asta, chiar în căsuța asta, dacă s-ar fi putut. Nu se poate. E un loc pe care l-am descoperit târziu,
ca întreg arealul acesta cu parcul Carol și cu gara Filaret și cu zona industrială care se află în proximitate, care și asta ar putea fi la un moment dat, măcar parte din ea, oferită creatorilor de frumos. Mi-ar plăcea să fie mall-uri culturale în București, cât mai multe, reale și care să dea șansă de creație colegilor mei și artiștilor și din străinătate, pentru că e importantă și circulația valorilor culturale. Îmi place grădina Ioanin, am locuit foarte aproape, biserica anglicană. Îmi place să... Fetița mea e arhitect. Nu știați asta. Nu. Așa. Și după ce a dat la arhitectură, după câțiva ani arătam diverse clădiri, părți din străzi, inclusiv aici. Și hai mă, tata, acum, după ce am intrat la arhitectură, încep să-ți placă, știu eu, casele. Nu e așa. Mi-a plăcut întotdeauna să privesc casele, să mă gândesc ce a fost în spatele lor, ce au gândit cei care le-au construit, cât de multă încredere au avut în viitor, în viitorul lor, al familiilor lor, al locului, dacă și-au construit proprietăți atât de solide. Din păcate, istoria noastră a fost frântă în 44-45 și mai încoace și orașul este fracturat. Că toți vorbim de străini, ne-au venit peste noi. De ce ar trebui ei să iubească străinii, să iubească orașul București? Cred că ar trebui să-l iubească, nu știu dacă trebuie să-l iubească. Trebuie să le rămână. Trebuie să le rămână în memoria lor afectivă, pentru că Bucureștiul este un oraș altfel. Este un oraș diferit de Paris, de alte mari capitale, care într-adevăr au alură de mari capitale. Bucureștiul într-adevăr suferă la acest capitol, dar are un farmec al începutului de secol pe care la nivel redus, nu la nivelul monumental al marilor orașe pe care le-am pomenit, Adinaur și desigur că sunt multe altele încă, și această scară parcă mai redusă a orașului ar trebui să-i atragă, pentru că ea nu impune, ea aparține de fapt fiecărui om, pentru că toți suntem la început o familie, nu? Până la a fi un oraș, cum am spus la începutul discuției noastre. Și atunci orașul acesta cu case mici, familiale, ar putea fi pe gustul lor. Să nu-l uite și să-l... Uitați, ar trebui să fie mai curat Bucureștiul, să nu aibă muște. Da. Bucureștiul de altă dată sau Bucureștiul de astăzi? Ce ați alege? E o întrebare dificilă, pentru că deja încep să am o vârstă și atunci eu aș alege Bucureștiul de mâine, dacă mă întreba. Pentru că sper într-un București mai atrăgător, mai omenesc, mai plin de viață, cu oameni mai veseli și mai optimiști. Vă întrebam și mai devreme, care este amintirea cea mai dragă, cea mai plăcută din București, legată de București? Ei, o să vă spun o amintire paradoxală. Locuim pe Bulevardul Dacia, când eram copil, la marile manifestații de 1 mai pe vremuri și de 23 august, pe Bulevardul Dacia se adunau brigăzile de sportivi care urmau să defileze prin fața marilor conducători ai partidului. Ei, acele dimineți în care la ora 6 începea să fie plin bulevardul de tineri, pentru mine nu erau tineri, pentru mine erau oameni mari, eu eram mai copil, îmbrăcați în haine dintre cele mai colorate, dintre cele mai diverse, atleți care se jucau cu mingea, care făceau mici exerciții, e o amintire luminoasă, o amintire pe care nu o pot uita, Bulevardul Dacia și coloana sportivilor. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj Bucureștiului la aniversarea de 555 de ani de atestare, care ar fi acela? Cred că ar trebui ca Bucureștiul, începând măcar din această dată, să înceapă să se regăsească, să aibă o proprie vatră a lui în locul celei distruse,
care să permită să privim cu speranță, măcar spre alte orizonturi. Vă mulțumesc foarte mult și la mulți ani bucureștenilor și la mulți ani București. La mulți ani. Să trăim.